Seria emisiunilor Radiografia Zilei a debutat cu o ediție în cadrul căreia telespectatorii Litoral TV au aflat despre perspectivele de modernizare ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, în condițiile în care, de la un an la altul, numărul vizitatorilor a crescut simțitor, iar facilitățile s-au extins. Din 2012, de când am venit, până în 2017 inclusiv, am avut o creștere de 20 ceva, crescând numărul de vizitatori de la 100 și ceva de mii la peste jumătate de milion. Vedeți, nu se poate. În condițiile în care... Era în condițiile aproape în care... de a împlini această cifră de 500 da, 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 de mii o depășim, de vizitatori. Da, o depășim. În condițiile în care prețul biletului a scăzut, condițiile de gratuitate s-au extins. Nu mai avem 5 și 7 ani vârsta maximă la care copilul intră gratuit. Avem o reducere nu de 50%, ci de 75% la tot ce înseamnă elev-student. Asta înseamnă plus că prețul a scăzut, prețul unic a scăzut de la 50 de lei, cum l-am găsit, la 40 de lei. S-ar putea și ca și această stil de activitate să vă fie adus acest... Am mers pe ideea, pe ideea de a face volume, de a face vizitatori. Pentru a elimina cozile la casieria complexului, s-a găsit o soluție. Găsit o soluție prin care ne vindem biletele online. Ne vom vinde, v-am promis atunci la fosta emisiune că introducem un sistem online. Ei bine, este introdus semnatul, contractul este semnat. Semnatul contractul, dar abia din ianuarie dăm drumul fizic la treabă. De ce în ianuarie? Deci nu o să fie nevoie. Deci atunci v-am zis că așa da, o să se întâmple. Da. Asta a spus că sperați în toamnă. A durat puțin. Birocrația ne omoară pe noi, știi? Da, și am luat o decizie pentru ușurința fetelor de la contabilitate să-și închidă anul cu sistemul actual. Oricum nu e nevoie de online încă. Nevoie de online e numai vara. Da. Ai nevoie acum de online când ai 60 de vizitatori într-un weekend sau, mă rog, 500, 300. Poate să vândă casiera 500 de bilete într-o zi întreagă. Incomparabil mai puțin decât ce nu se întâmplă vara. Nu 1350 în două ore sau 6000 într-o zi. Dar îi dăm drumul din ianuarie ca să se poată obișnui cu el. Și atunci am împins-o pe 1 ianuarie și am zis la 1 ianuarie să zicăm sistemul, fiindcă tot softul se modifică. Un proiect important ar putea prinde contur în viitor. Este vorba despre construirea unui nou acvariu în locul fostului teatru de vară din stațiunea Mamaia. Județeana Brea a preluat autorizația de demolare și amenajare la teatru de vară de la Mamaia. Nu, pe la Perla, la Mamaia. Da. Da, acolo. Teatru de vară. Teatru de vară. Da. Abia a preluat. Abia se apucă de demolat. Dacă găsim proiect european, bine ar fi. Dacă găsim investitor privat, posibil și asta. Mare lucru să se facă în Mamaia. Scoate sigur investiția ceva. Cu așa ceva. E garantat. Am găsit investitor privat care, de fapt un constructor de acvarii, care a spus, a văzut cifrele, a văzut Mamaia, a văzut numărul de vizitatori. I-am explicat cum este fluxul de vizitatori în Mamaia. Am stat într-o vară în Mamaia, pe bancă, cu un domn spaniol care a construit 6 acvarii numai în Spania, dar și altundeva, în alte locuri ale lumii, în Canada, a construit în America. Și firma respectivă, omul respectiv, reprezentantul firmei respective, a stat cu mine câteva 10 de minute bune și am discutat despre cum e structurat turismul în Mamaia. Și a zis, aici merge. Aici merge și dacă eu găsesc bani, eu fac și găsesc eu surse de finanțare. Nu trebuie să găsiți voi surse de finanțare. Găsiți soluția să demolați aici, să faceți curat și eu vin cu surse de finanțare. N-aveți niciun fel de problemă. Deci deocamdată știm doar că locul acela va fi salubrizat, să spunem așa. Da. Și rămâne de văzut dacă veți găsi finanțare. Dar poate găsește municipalitatea sau Consiliul Județean o sursă de finanțare de proiect european și facem noi acvariul ăla rentabil. De ce să-l facă un privat? Eu cred că ar putea face municipalitatea sau Consiliul Județean să găsească o soluție de finanțare, proiect european, să ne facem noi acvariul. Este foarte rentabil un acvariu. Concluziona, n-ați renunțat la idee. Nu. De asemenea, se fac pași importanți pentru extinderea delfinariului, iar detalii am primit de la directorul complexului muzeal. Domnul președinte al Consiliului Județean a făcut câteva drumuri la București, l-am convins, mi-a cerut un master plan în vară, în acel master plan am trecut cele două obiective, delfinariul și acvariul, așa cum v-am vorbit dumneavoastră, așa am trecut și dânsului, firește mai detaliat în sens tehnic. Și a făcut câteva drumuri la București și s-a întors de la București cu o promisiune serioasă
de la Ministerul Turismului, unde ministrul este un constanțean, din fericire. E vorba de 5 milioane de euro pentru dezvoltarea unui delfinariu adiacent acestuia. Unui delfinariu ca să fie conectat la acesta. O lagună externă, ceva ce n-a mai văzut Europa. Și nu mă laud. Le-a plăcut foarte mult ideea mea. În general, delfinariile sunt niște copăi în care delfinii joacă. Și pentru foarte mulți oameni care gândesc modern lucrul acesta, cumva e depășit conceptul. În America există un alt concept, conceptul de lagună. Acest concept este gândit pentru entertainment, pentru a intra omul împreună cu delfinul, să-l împingă de coate, de subsior, să nu știu așa, și să dea un pește, deci să facă contact, pentru contact cu delfinii. Vine câte un pachetbot de 6.000 de oameni și din aia 6.000 care vreți cu delfinul să dați 100 de dolari, 600. Ok, 600 de oameni sunt preluați de delfinii de pe coasta Mexicului, de exemplu, delfinarii, că sunt acolo ca restaurantele unul lângă altul, și în sistem lagunar și să fac interacțiune și poze cu delfinul. Pac, împins, poză, pac, hai altul, pac, împins, poză, au obosit delfinii, alți doi. Plictisit, nu obosit, eu nu obosesc. Da, da, da. Dar se plictisesc. Orice animal inteligent se și plictisește. Adică dacă te dea unul, ești plictisit? Da. Înseamnă că ești deștept. cum spuneam, făcând această paranteză glumeață, vreau să fac un delfinariu care să combine elementul de reprezentație, și avem delfinariu perfect în reprezentație, cu un sistem lagunar care să combine volumul de apă, capacitatea de a ține mai mulți delfini și un mediu recreativ interesant și atractiv pentru delfini. Vreau să fac un sistem lagunar care nu să mai fie copaie. O să fie ceva. O să fie un sistem în care delfinii merg printre anfractuozități ca în mediul natural. Ajung de la apă de 5 metri la apă de 2 metri de 1,50 m. La apă joasă de 80 de centimetri, la apă în care poți intra până la brâu și poți interacționa cu delfinii. Mă gândesc la terapia stată cu delfini, dar nu numai la asta mă gândesc, la orice interacțiune. Mă gândesc și la interacțiune, fără a face abuzul ce se practică în Mexic, însă de a face contactul pentru cunoaștere și pentru a te îndrăgosti de aceste animale. Eu cred în asta. Și în consecință facem în spatele delfinariului, spargem tot pe acolo, un sistem lagunar. Astăzi am avut cadastristul acolo. Mâine l-am în continuare. Facem cadastru și facem o detaliere a zonei respective pentru a putea prezenta Consiliul Județean, care ne-a și cerut ca până în iunie să am proiectul. Pentru că să am proiectul până în iunie la nivel de deviz, la nivel de studiu de fezabilitate, proiect, devizul economic, toate astea împachetate până în iunie, înseamnă că din ianuarie treabă. Trebuie să am buget repede să nu se mai certe la guvern. Să nu apățim bugetul ca anul trecut cu martie-aprilie. Să avem bugetul cât mai repede în ianuarie și pe baza bugetului să le putem încadra în buget suma respectivă pentru proiectare, să ieșim la contractare, să căutăm proiectant, oameni care au făcut bazine, oameni care pot să facă astfel de proiect și să îl începem ca în vară să-l avem, fiindcă la sfârșitul anului trebuie să fie autorizat. Din iunie, iulie cel târziu, să începem să ne scoatem avizele, că mergi cu proiectul după aceea la mediu. Da, da, da. Enel, Menel, toate furcile, caudine, cum sunt. De alegat, da? Nu glumă, deci eu trebuie să-mi scot urbanismul repede în ianuarie, fug urbanismul, văd ce avize în cele urbanismul, îmi cer proiectantului proiectul, până în iunie să am depuse de urbanism, pentru autorizație de construcție, ca la sfârșitul anului să am autorizație. În 2018, în 2019 termin autorizație. Dacă am în 2018 bugetul și autorizație, Ministerul Turismului accesează fonduri europene, că sunt prevăzuți în master planul de finanțare de fonduri europene a Ministerului Turismului. Domnul Dobre ne-a băgat acolo. Și în consecință, în master planul turismului s-a gândit la niște bani pentru Constanța, delfinariu este unul dintre ele. Asta presupune. Poate și noi delfini. Dacă proiectul va fi eligibil și va fi vicepreședintele Organizației Europene de Mamifere Acvatice, așa. Președintele Comitetului de aceeași persoană, care este și președintele Comitetului de Specii pe Tursi Obstruncatus, pe delfinul nostru, care are 300 și ceva de exemplare de delfini în gestiune. El decide ce se întâmplă cu ei. El are ultima decizie. Ne-a spus clar, acum câteva zile, când a venit și i-am prezentat, că l-am chemat, bineînțeles, ne-a spus clar, dacă aveți această lagună,
Aveți 6 delfini gratuit din partea organizației. Grup de masculi. Important de menționat este faptul că există idei și pentru modernizarea planetarului. Spatele planetariului nostru este un spațiu foarte generos, larg. Da, îl știu. Unde domnul Lică Gherghilescu, directorul de la Teatrul de Copii, vorbise cu domnul președinte de Consiliul Județean. Fostul director. De la fostul director. Cu fostul președinte de Consiliul Județean la data respectivă. Să facă un teatru de copii. Anul trecut eu mă lupt pentru mine. Firește că nu pot să zic nu faceți teatru de copii. Faceți teatru de copii. Dar eu zic că un muzeu de științe naturale ar fi mai atractiv. E și planetariu, adică eu sunt pentru cunoaștere. Parcă aș vedea niște e bun copii și teatru, care fac ora de biologie acolo. Și atunci eu vreau ca acolo să fac un planetariu de vară, pe care să-l folosesc numai vara, în spate, un planetariu pentru copii. Și să vă explic ce fel de planetariu vreau. În primul rând, planetariul normal, cum îl avem noi, are spațiu mic. E redus ca și capacitate. Și are ceva de locuri. În al doilea rând, este planetariu adevărat, pentru adulți, unde copiii nu pot intra fiindcă se sperie de întuneric și nu stau cu minți. 30 de minute cât vorbim. Nu înțeleg, mare parte. Pe timpul verii însă avem o mare problemă, că sunt foarte mulți copii care ne vin. Și atunci, și nici nu încap acolo, la planetariu. Și atunci, fac un planetariu exterior, cu semi-întuneric, cu obiective, cu surse de proiectare, cu lumeni mulți, adică cu putere mare, acum și ziua poți să proiectezi, nu vezi că pe clădiri, ziua, da, tot felul de... Proiectezi la lumină normală, la lumină la care copilul nu se sperie, și subiecte digitale care pot să fie diverse, care pot să fie de la planetariu pentru copil de clasa a 5-a sau a 5 ani sau 6 ani, până la o chestie științifică, nu știu ce fel de ultimă descoperire a nu știu cărui telescop care a văzut nu știu ce planetă. Știți? Și digitalul permite. Da. Nu mai vin cu un planetar analogic care să-mi copieze bolta înstelată, îl am. Cine vrea să vadă zodii, boltă și așa mai departe, este planetariu. Bine, mersi. Și ăsta fac un planetariu digital, cu proiecție digitală. Ăsta vreau să mi-l trec în anul ăsta pe lista de investiții. Deci va fi trecut în bugetul complexului pentru anul 2018. Da, în bugetul complexului pentru 2018, realizarea proiectului. Fiindcă noi trebuie să facem proiect. Nu poți să faci un planetariu fără un proiect, fără un proiect tehnic și fără autorizație de construcție. Pe partea de ofertă turistică vreau mai mult. Și vreau mai mult acest planetariu pe care l-am gândit. Dacă găsesc o soluție de achiziție, adică să fie balon și nu mai fac construcție, atunci o să fie de anul ăsta. Și la microrezervație se lucrează intens. Definitivat, de fapt, urmează în săptămânile următoare definitivă în Parcul Pădurea Dobrogeană. Am extins microrezervația cu 20%, 25%. Cu un concept nou de grădină zoologică în care animalele au spații largi, în care oamenii, vizitatorii, au spații largi de vizitare, au locuri de odihnă, au foișor, au un lăcușor în care vezi rațele, ai o banchetă lungă, de unde ți se permite anumite tipuri de hrană să le și administrezi, găsești acolo niște pungi de porumb și le arunci niște boabe. Adică să fie cumva o interacțiune. Vrem să introducem și acesta în inelul de vizitare al complexului muzeal. Acum, în toamnă, în decembrie, cu banii care ne-au rămas, facem o reparație pe microrezervație de la alei, am început aleile, până la foișoare care erau nesigure și vrem să le facem, să facem unul de metalic sigur, foișorul de observație, așa, uh-huh, pe lac. Sunt reparații, bineînțeles, sunt o mulțime de obiective care țin de funcționare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem un obiectiv de investiții ce urmează a fi atribuit în curând. Este o volieră drive-thru, se numește, sau prin care treci. Este o volieră interactivă unde vrem, la vară, să facem un spectacol cu papagali. A, nu. Da. O să fie azi am vorbit cu un italian care se ocupă de așa ceva și a zis că ar fi foarte atractiv la voi să faceți o volieră cu spectacol de papagali și am explicat că eu chiar am un proiect să fac o volieră drive-thru.
Serios? Da. Cum? Cât? Da, uite așa, 20 pe 15. Este o volieră prin care intri, unde circuli, ai un traseu de vizitare, unde vezi păsările în interacțiune cu tine. Dacă îți face una în cap, asta este, îți iei, a fost să avem coif. Înseamnă că ești norocos. Da, o să fie norocos, dacă neapărat îți iei un coif, o să avem un coif care să ți-l pui în cap sau o păluiuță în caz de așa. Dar avantajul este că vezi animalele într-un mediu ca în natură, punem plante, punem frumos acolo. Exact spațiul ăla din mijloc. Până când, când credeți că va fi definitivat? Repede, în primăvară gata. În ianuarie 2018 se va materializa un alt proiect interesant pentru vizitatorii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Nu 2, ci 4 lei de mare aducem. Lei de mare din specia californiană, noi am avut patagoniană, care sunt cei mai buni pentru dresaj. Best of the best. Vechiul bazin de la delfinariu, de 2, pe care acum l-a aranjat frumos, în vechiul bazin de 2, aducem 4 lei de mare californien. Și noi aducem așa oricum, fiindcă am adus două foci de Marea Baltică și ne cam uităm chiorâși la ele, fiindcă nu ne pricepe. Nu le poți stresa. În consecință, vrem să nu mai pățim așa și să aducem acum cel mai dresabil animal și cel mai dresat. Și atunci voi aduce animalul în alt regim decât proprietatea la noi. Un an de zile, 2 ani de zile, nu știu cât va fi nevoie până când învățăm și până când... Nu poți, domnule, să dresezi leu de mare cu un om cu 15 milioane pe lună. Da. Păi la leu de mare, dacă te mușcă, plaga se infectează ca la varanul de Komodo. Scrie, plăgi de lei de mare nu se cos, fiindcă faci gangrenă de desubt. Trebuie să o tratează numai deschis. E un carnivor. Nu pot să-mi risc oamenii mei cu, să le aduc lei de mare și să-i muște. Sunt mare aia. Și atunci aduc lei de mare într-un sistem de colaborare în care îmi vine un străin. Care se un dresor de la care lei de mare dresor, da. Vine cu dresorul, cu leii lui, cu toate. Și iarna, dacă am nevoie de bazinul ăla, că trebuie să păstrez acel bazin pentru situația în care am nevoie de el, încrapă ceva la ăsta. Sau construiesc scala cu proiectul european și trebuie să mut delfinii, o lună, două, cinci. Da. Și eu dacă pierd lei de mare ai mei, unde îi pun? Pe când? Dacă am lei, am contract cu omul, îmi vine în primăvară, că nu am zis ianuarie. În ianuarie abia înțelege pentru contract. Vedem, facem, începem achiziția. Nu știm. Avem oferte. Sunt, e un italian, este un austriac, sunt mai mulți care se ocupă și le trimitem oferte. Domnule, zim ce vrei. Și comparăm aceste oferte și vedem care e cea mai bună. Da, plus că trebuie cine să vine cu lei de mare, 4 cerem, ca să fie, să putem da multe reprezentații, că de ce vreau 4? Se dau cu 2 reprezentațiile. Dar eu am 300 de locuri acolo și cu, pot să fac 3-4 reprezentații pe zi cu lei de mare și eu dacă i-am din coace 6.000 de oameni, cum îi mulțumesc eu ăștia miile de oameni să-i aduc aici? Știți? Și atunci am 2 rânduri de lei de mare care îi rulez. Dau din două gândit în două ore. Gândit totul, văd că în detaliu. Da, dau din două în două ore de dimineață până seara, dar schimbăm lei. Pip, 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 2, 2, 2, 2, 2, 2. O altă surpriză pentru anul viitor o va reprezenta achiziționarea unor pinguini. Și totuși, anul proiect 2017, ne aduceți pinguini din da, nou. Da, proiect de pinguini, facem și proiect de pinguini. Anul acesta va fi la proiectare. Îl pun pe lista de investiții. Și de anul viitor... facem pinguini. Nu mai surprize aveți. Da, deci promițător da, anul da, viitor da. Și din punerea proiectelor, avem, din punerea ideilor. Avem, am văzut cei cu pinguinii, am fost în câteva locuri și am văzut cum stau pinguinii. Unii m-au speriat, unii m-au încurajat și am mers pe aia care m-au încurajat. Pinguinul este foarte sensibil, foarte scump, 15.000 de euro unul. Și se reproduce în colonii de peste 20 de indivizi. Eu dacă vă zic asta, vă mai apucați de pinguini? Nu. Păi costă 15.000 unul și trebuie să ai 20? Păi 300.000 de euro numai pinguinii? Și mai e și sensibil? Dar de ce trebuie să ai neapărat 20? Deci trebuie și că numai în colonii se fac perechile și numai nu ce se simt bine să fac ouă. Aș ne-a trebuit neapărat să aveți și... Dar le place în grup mare. Pui, da. Că grup, da, 20 deja e bătaie de joc. E cu chiul acolo. Și merg pe altă idee, aduc 5-6 sau 3-4 perechi, 5-6 indivizi, până în 10 indivizi, nu voi fi preocupat din prima de reproducere. Am găsit și soluția cu bazinul, 1,5 metri, sunt standardele europene care trebuie să le acoperim. Am găsit și locația și vom avea și pinguini.
La final de ediție, invitatul și-a exprimat un punct de vedere pe marginea ordonanței de guvern numărul 70, care îi nemulțumește pe medicii veterinari deoarece conține niște prevederi aberante. Este o contramăsură a unor reglementări stabilite de Colegiul Medicilor Veterinari. Toate profesiile importante, avocat, colegiu, notar, colegiu, medici umani, colegiu. Normal, medici toate aceste de familie, și, da, exact, da. Și medici veterinari și-au făcut un colegiu. E bine, acest colegiu a stabilit ca circulația medicamentului să se facă și mai departe lege organică, a propus și a stabilit și a lege organică a stipulat, ca circulația medicamentului să se facă controlat prin mâna medicului veterinar. Și mi se pare foarte corect. E bine, această ordonanță elimină această mână, această obligativitate ca medicul veterinar să gestioneze circulația medicamentelor de uz veterinar și colegiul medicilor veterinar să se micșoreze ca și importanță. Riscant. Riscul de unde este? Riscul rezidă din faptul că oricine, firește că vânzători, producători de medicamente de uz veterinar vor fi avantajați. Fiindcă nu mai trebuie să se meargă la rețetă, la doctor, ci de flaconul de antibiotic, găleata de antiparazitar, tot ce vrei, le dai direct crescătorului. Ce vrei, mă, nene, de la ea daci. Păi și crescătorul de unde păi știe? Păi și cum fac? Păi vezi că scrie sau îți explic, eu scrie o țidulă acolo, dar nu răspunde cu nimic. Păi aici vreau nu să răspunde ajung. Cu nimic. Și responsabilitatea și ce face țăranul? Zice, bă, păi eu am învățat de la tata că dacă e mai tare soluția, e mai bine. Și face o soluție mai tare. Ce face cu soluția mai tare? Tratament antiparazitar, să spunem. De 10 ori mai tare. Sau poate că e prost la matematică și greșește el cu ea. 10 înmulțim greșit. Ce se întâmplă cu animalul ăla? Moare. Ce face cu animalul mort? Îl taie și îl duce la cărniță. Și îl mâncăm. Deci ne asumăm riscul? Trasabilitatea. Că zice, domnule, l-am sacrificat. Dă-mi certificat de sacrificare. Păi dar eu nu mai pot să știu ce ai făcut la sacrificare, nu mai am control ca medic, nu-ți dau certificat. O să fie o problemă mare. Există riscul ca să mâncăm mai nesănătos ca până acum. Și să vă mai dau un exemplu. Înainte luam aceste medicamente pentru animăluțe din farmaciile de specialitate. Acum ne aducem și cumpărăm de unde? Da, medicamentele, dar nu medicamentele de căței și pisici, că astea nu sunt, e subsidiar, e o poveste nu, da. Importantă. Poate am oi, poate am vaci, poate am cai, poate... Toate, deschizi farmacie veterinară în piață. Eu, Gică, deschizi farmacie veterinară, nu trebuie să fiu doctor veterinar, nu trebuie să fiu într-o autoritate, nu trebuie nimic. Fac farmacie veterinară. Păi mi se pare aberant așa da. Ceva. Da. Pentru că oricine poate să vină la mine să-mi ceară un medicament și eu să-i dau... Da. Da. Da, nu mai vine cu rețetă, nu mai vine cu nimic. Incredibil ce se da. Poate întâmpla. Să vedem, sperăm că lucrurile se vor schimba. Da. Deocamdată lucrurile, plus că mai este încă o prevedere aberantă, medicii veterinari care au funcții publice, care au funcții funcționale publice sau asimilabile acestora, cum e și cazul meu, trebuie să iasă din colegiu. Păi colegii profesional. Asta vreau să spun și eu, ce are una cu alta funcție, profesia e profesie. Marți a venit în platoul radiografiei zilei primarul orașului Techirghiol, care ne-a expus o serie de proiecte ce au ca obiectiv dezvoltarea și modernizarea stațiunii. Îi anunț pe concetățenii mei că am semnat un contract de finanțare, în valoare 3.600.000 de euro, contract care, după estimările mele, va începe să prindă contur, adică se vadă în oraș începând cu mijlocul anului viitor, pentru că există procedurile de achiziție, da, de licitații pe care trebuie să le și treceți, dacă avem da. Și ghinionul să fie vreo contestație între cei care vor participa la licitație, atunci bineînțeles că termenul va fi decalat. Dar proiect care constă în ce vizează? Proiect care constă în principal, cam 70% din acest proiect constă în reabilitarea de drumuri. Deci toate proiectele pe care eu, sau majoritatea proiectele pe care le-am depus în acest an, încă acesta, vorbim de 7 proiecte, 6 pe fonduri europene și unul pe fonduri guvernamentale. Toate aceste 6 proiecte sunt în anumite stadii de evaluare, implementare probabil, de implementare, și da. De implementare, dar și de stadii de depunere a proiectelor. Unele au depus, altele sunt în evaluare la agenția de management, adică sunt într-un stadiu foarte avansat pentru a putea fi semnate contractele de finanțare. E, dar acest proiect deja este cu semnătura pe acest contract. Este vorba de asfaltarea mai multor străzi. Vă spun că în zona centrală, pe zona de valeză, vom monta mobilier urban, pentru că
cetățenii în oraș știu că în zona respectivă, pe zona malului lacului, în zona lipsei de bicicliști, s-a remediat asfaltul, totul. Da, dar lipsește mobilier urban. Și prin acest proiect vom dota toată zona cu mobilier urban, bănci, coșuri, sistem Wi-Fi. Asta este un alt proiect. Nu. Acest proiect. Același proiect care ați semnat finanțarea acesta, 3 milioane. Este un proiect mai complex, cuprinde mai multe, elemente. Da. Da? Și montarea unui parc de activități în aer liber, un parc destinat în primul rând pentru persoane cu dezabilități. Estimez că undeva din a doua parte a anului 2018 vom începe deja implementarea acestui proiect. Tot pe infrastructură au fost depuse și alte proiecte ce vor fi finanțate cu fonduri guvernamentale sau europene. Am depus pe Programul Național de Dezvoltare Locală documentația tot pentru reabilitarea infrastructurii rutiere și documentația deja pusă la PNDL, sper că până la sfârșitul anului să fim chemați să avem contactul de exact da, alt proiect pe care eu împreună cu colegii l-am gândit. Este vorba de acest proiect și încă două proiecte care deja sunt depuse pe axa 7.1B, strada, axa destinată strict stațional balneare. Am mers pe această axă pentru că ne și ajută, este și destinată stațional balneare și bineînțeles... Pe care l-aveți vă permite, da, să exact, mă întregeți am profitat la maxim de acest lucru și prin proiectele care sunt deja depuse la agenția de management, am încercat să dezvolt zona turistică a orașului, prin cele două zone care sunt de interes turistic. Și aici mă refer la zona Nenciu Stoian, o zonă foarte importantă de viitor pentru stațiunea noastră și acolo mai am o veste bună, dar o să vă spun puțin mai târziu, da. Și o altă zonă, zona A202, zona dintre Eforie Nord și Techiul. Pe aceste două zone am depus deja două proiecte, urmează acum al treilea, pentru dezvoltarea zonelor respective. Și aici mă refer tot la infrastructura de apă, canal, infrastructura rutieră și iluminatul public. Deci, practic, asigurați utilitățile plus... Exact. Deși în acest moment, în zonele respective, nu sunt locuințe, nu sunt investiții importante... Încă. Pentru că zona respectivă deja a fost lotizată și deja... În zona respectivă deja terenurile sunt... Tocmai. Terenurile sunt deja atribuite, sunt cumpărate, sunt proprietari pe terenuri, dar ei nu investesc bani pentru că lipsa infrastructurii îi îndeamnă să nu își investească bani. Este vorba despre proiectul valoare mai puțin, valoarea decisă pe port 2014, este vorba de strada Alea Lacului. Este un proiect în valoare de aproximativ 11 milioane de lei cu TVA, cofinanțarea noastră de 2%, iar activitățile sunt modernizarea infrastructurii rutiere de circulație, inclusiv utilitățile din corpul drumului și dezvoltarea iluminatului public. Da? Iar un alt proiect care deja l-am depus este vorba despre strada Dobrogei, un proiect de 12 milioane de lei cu TVA inclus, este vorba de același lucru, modernizarea infrastructurii rutiere de circulație, inclusiv utilitățile din corpul drumului și dezvoltarea iluminatului public. Aceste două proiecte, care sunt deja depuse la Brăila, în vederea analizării pentru a putea fi eligibil, deja am primit anumite clarificări, nu foarte complicate, foarte ușor de rezolvat, dar sunt pe calea cea bună, deci sunt convins că undeva în primele două luni ale anului viitor să fim deja contactați în vederea semnării contractului de finanțare. Iar un alt proiect pe care l-am depus tot în zona A202 este vorba despre aceeași treabă de dezvoltarea infrastructurii și aș vrea să enumăr străzile care sunt în acest proiect. Este un proiect în valoare de 16.500.000 de euro și include modernizarea străzilor strada Moldovei, strada Munteniei, strada Transilvaniei, strada Mărăști, strada Olteniei, strada Banat, strada Mureșului, iar prin aceste străzi avem și iluminatul public și canalizarea aferentă. Dacă vor fi toate finalizate, în urma licitației sunt convins că se vor mai ruge din sumă, dar ele în momentul acesta sunt evaluate la 22 de milioane de euro. Pe lista lucrărilor care vor fi efectuate în Techirghiol au fost cuprinse cele patru licee și realizarea unui parc. Încă două proiecte care deja le-am depus. Este vorba despre
reabilitarea clădirilor publice, imobil liceu. Vom reabilita liceul din Emil Racoviță, da. Este vorba de modernizarea două corpuri din cadrul liceului Emil Racoviță, prin termoizolarea pereților exterior, înlocuirea tâmpăriei pereților exterior, montarea unei noi centrale termice. Practic, și aici, sunt ambele corpuri ale liceului, exact, că sunt două corpuri. Exact. Este un proiect de 2.900.000 de lei cu cofinanțarea din partea noastră de 2%. Iar ultimul proiect despre care vreau să vă spun este vorba despre un îmbunătățirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat într-o grădină publică, oraș Ticlu, județul Constanța. Este un proiect cu o valoare mult mai mică, este vorba despre reabilitarea unui teren care în momentul acesta nu are nicio destinație, să spun așa. Este un teren viran, acolo prin acest proiect vom implementa un parc, deși este cotitulată de grădină publică, pentru că și noi trebuie să... În ce zona orașului urmează să apară? În zona sondei de apă, în zona Aurel Vlaicu. Pe final de an, edilul șef a anunțat că în Techirghiol se vor face două investiții de aproximativ 50 de milioane de euro și care vor genera circa 400 de noi locuri de muncă. La acest sfârșit de an primesc numai vești bune. Vă povesteam la o emisiune anterioară că urmează să scoatem la licitație mai multe terenuri în vederea cumpărării de către investitori pentru a investi în centre balneare. Vreau să vă spun că deja aceste terenuri de care vă vorbeam s-au vândut către niște investitori, culmea români, deci investitori români, investitori care în primul rând ne-au adus un capital financiar foarte important la bugetul local și vor aduce investiții prin construirea centrului balneare în valoare de vreo 50 de milioane de euro. Deci două investiții în sumă în 50 de milioane de euro? Două investiții care în următorii 3-4 ani, maxim 5 ani de zile. În momentul în care am stat de vorbă și sunt doi investitori foarte serioși, doi investitori puternici, doi investitori solvabili, doi investitori care ne-au achitat achiziția terenului pe care l-au luat de la primăria Tegrul cu banii cash. Suntem și liniștiți din punct de vedere financiar. Terenurile le-au achiziționat, o parte din bani deja au venit în bugetul local. Urmează odată să ce lucrările se vor definitiva, veți avea alte surse de venit la bugetul local, pentru că vorbim de impozite și taxe ale celor care... Asta, ambele investiții, în momentul în care se vor definitiva, deci când vor deveni funcționale, cât va permite să absoarbă din populație ca locuri de muncă, mă refer. Dacă în momentul în care se vor finaliza cele două investiții, orașul Ticlu nu poate să dea forța de muncă necesară pentru cele două centre balneare care se vor înființa. Pentru că vorbim de câte locuri de muncă, aproximativ. Deci, în momentul în care ați discutat cu investitorii, de aceea vă întreb. Da, am discutat. În momentul în care se va face o investiție cu 220 de camere, o singură investiție, da? În comparație cu sanatorul balnear, care are 400 de camere și are aproape 400 de angajați, vă dați seama că undeva la 200 de angajați va avea sigur minim, această... Da. Da, 200 de angajați care sunt vor o fi structurați... Deci, per total, ar însemna vreo 400 de locuri de muncă. După o estimare, da, da, vor fi undeva peste 400 de locuri de muncă care vor fi create doar de aceste două investiții care sunt majore. O nouă veste bună pentru localnici vizează taxele și impozitele pe anul 2018. Răspund scurt pentru început și pe urmă să dezvolt. Nu vom mări taxele și impozitele locale în orașul Ticlu pentru anul 2018. Din contră, pe unele taxe și impozite vom avea o scădere și cea mai importantă scădere va fi pe terenurile intravilane. De asemenea, un alt proiect important pentru oraș prinde contur. Acesta va permite alimentarea cu gaze a localității. Vom avea, și aici vreau să dau o veste bună locuitorilor din oraș, în momentul acesta magistrala care vine de la Negru Vodă este deja în capătul orașului Techirghiol. Da? Societatea care prestează serviciile pentru această lucrare. Deja am înțeles că mai are foarte puțin și toată conducta este pe tot traseul de 22 de kilometri, este în pământ. Astăzi am primit și noi rezultatul studiului de fezabilitate, pentru că anticipând acest lucru, următorul pas al nostru care era să facem studiul de fezabilitate privind distribuția de gaze în orașul Techirghiol. Și atunci, la începutul anului, am pus pe buget suma pentru acest studiu de fezabilitate. Astăzi am primit rezultatul studiului. Suma este foarte mare,
Este vorba de 42 de kilometri de rețea în tot orașul. Suma la care se va ridica investiția o să fie de 1.600.000 de euro. Sumă foarte mare din... Și cum veți reuși să faceți? O să reușesc cumva. Cu firma care efectuează da, și... Da, voi discuta, vom vedea, pentru că... Unii așa știu că au procedat, de ce? Da, clar. Deci asta este valoarea de investiție. E, și de aici începem discuțiile, negocierile, vedem cât din toată rețeaua este sustenabilă pentru firmă, cât putem să punem noi. E clar că nu o să putem să facem din prima toată rețeaua. Da, nimeni n-a făcut-o, da? Așa că nu știu de ce tocmai la tehnică. Eu vorbeam de valoarea întregului proiect. E clar că vom alege prima dată un traseu pe care îl vom implementa și din punctul meu de vedere estimez că undeva după vara anului 2019 vom avea primele localități. Primele imobile racordate la rețeaua de gaz. Decembrie fiind luna cadourilor, moșul va veni și la Techirghiol. Oferim cadouri tuturor copiilor de la grădiniță și până la gimnaziu, tuturor copiilor din liceul de la grădiniță din orașul Techirghiol și de la școlile de la clasele 1-8 din cadrul liceului Emil Racoviță. Este vorba de 850 de copii care vor primi din partea Consiliul Local aceste pachete aduse de Moș Crăciun în cadrul unei festivități organizate de Casa de Cultură. La Casa de Cultură Constantin Tănase îl aducem pe Moș Crăciun, vom da cadoule, va fi un spectacol. Deci, în primul rând, ne-am gândit la cei mici. Un alt segment la care v-ați gândit? Un alt segment pe care deja l-am străbătut, le-am dat cadourile copilor care fac parte din proiectul O șansă la viață, O șansă la educație. Este un proiect social pe care noi îl avem în implementare. 50 de copii, parcă. Nu mai sunt 50, au fost la început 50, au ajuns undeva la 30. Acest proiect este dedicat copilor care sunt în pericol de abandon școlar, provin din familii defavorizate sau în familii destrămate. Pentru persoanele, Consiliul Local acordă și tichete valorice pentru persoanele care au venituri sub 700 de lei pe cap de familie. Anul trecut am avut în jur de 450, anul ăsta estimăm ca cam același... Deci vreo 450 persoane vor primi tichete valorice în valoare de 50 de lei. Miercuri am poposit pe tărâmul politicii discutând cu un reprezentant al organizației județene ALDE Constanța. Astfel, telespectatorii Litoral TV au aflat cu ce se laudă la final de an această formațiune. ALDE Constanța se poate lăuda cu... Excepție făcând că ați pierdut un parlamentar. Da, într-adevăr, așa este, a fost exclus. Cei de la București hotărăsc acest lucru, noi de când ne conformăm în teritoriu, avem un post de viceprimar, așa e peste tot, domnul, orice partid politic, și să obținem să devenim al treilea partid în județul Constanța, ALDE, am obținut 13,9%, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi, ținând cont că am plecat de la 6 și puțin, 6,34, înseamnă mult, chiar ne-am dublat scorul, am câștigat Consiliul Local al Comunei Mereni și avem postul de viceprimar totodată, în persoana domnului Guriță, domnitor, o persoană cu experiență, care a mai avut această poziție. Un om cu experiență, în cazul de față, tot respectul. E un om cu experiență, a mai deținut această poziție și chiar bine meritată. Mai mult de atât, în continuare am reușit Spitalul de Oncologie să se ajungă prin propunerea ALDE în Consiliul Județean Constanța să ajungă la studiul de vizibilitate. Licitația pentru studiul de vizibilitate, destul de am avansat foarte mult. Deși membrii ALDE declară că susțin mediul de afaceri, în speță întreprinzătorii, în acest an au achiziționat la luarea numeroase măsuri nefavorabile acestora. De categoria de oameni pe care ALDE o susține, nu? Da, bineînțeles. Profesii liberale, mici antreprenori. Dar știți foarte bine că dacă angajatorul în 30 de zile nu virează acești bani, e caz penal. Păi și înainte, dacă nu vine, era tot caz penal, să știți, pe în parcursul 2015. S-a reintrodus. Păi este o mare problemă. Deci guvernarea PSD a reintrodus cătușele. Gândiți-vă că dumneavoastră, gândiți-vă că dumneavoastră vă veți trezi peste 20 de ani, dumneavoastră vă veți trezi peste 20 de ani, da, când vă veți și probabil la pensie și vă urez acest lucru, ca angajatorul dumneavoastră nu va plăti contribuțiile. Iar dumneavoastră
fără să știi, nu vezi vecinia de nivelul maxim de pensie care teoretic îl meritați. În momentul în care te duci să-ți încheie cartea de muncă sau te duci la ITM, afli că nu ți s-a plătit. Gândiți-vă că firma, deci firma a intrat în insolvență, a dispărut, angajatorul n-a plătit. Vedeți, este un cerc, să spunem așa, de factori care vă pot influența acest lucru. Aliat de nădejde al PSD, ALDE se pare că are parte de același tratament pe care l-au avut de-a lungul timpului și alți colaboratori politici ai socialdemocraților. Colaborările, cel puțin din partea noastră, ne respectăm. Nu pot vorbesc decât în numele ALDE, pentru că ăsta este rolul noastră. Vă respectați ce v-ați angajat? Noi ne respectăm în continuare. Întrebați-le partenerii noștri mai mari, cum îi numesc eu. Sunt sau nu sunt benefice pentru ALDE? Noi ne respectăm, în cazul de față, protocoalele semnate la nivel teritorial și nivel național. Noi am primit de la partid directivă să, în continuare, să ne respectăm angajamentele luate, să susținem, da, PSD-ul în tot ce înseamnă guvernare teritorială, să-i spunem așa. Noi nu facem altceva decât ca partid, ca disciplină de partid, ca și mod de organizare, să ne susținem aliații, să ne sprijinim colegii. Este foarte clar, în interesul de a crește. Din spusele noastre, eu trag o singură concluzie. Vă rog frumos. Aveți și dumneavoastră aceleași beneficii, cu ghilimele de rigoare, cum le-a avut și PD-ul când s-a alăturat PSD-ului, dar și PNL-ul când s-a alăturat PSD-ului. Sub ce formă vedeți beneficiile? Că asta... De ce să ne mai ocolim, să ne ascundem, domnul Cetri? Se știe foarte clar cu această, cu orice alianță politică, presupune împărțirea de funcții. De secretar de stat, de șef la instituții de concentrate, Vremurile s-au schimbat. Noi nu dorim altceva decât să creștem. Președintele Consiliului Județean, o aveți este ca urmare politic, da, într-adevăr, este o funcție de aleasă, da, este ales în cazul de față, da, domnul Daniel Arciu este un ales local județean. În urma negocierilor, corect, în urma negocierilor, ALDE a obținut viceprimari în județul Constanța, în comuna Mereni, în comuna Ghindărești, în orașul Hârșova, unde avem și primar, și, bineînțeles, în orașul Murfatlar, în persoana domnului Ilie. Așa că mergem ok. Deci reușim, ce ține de parte politică, să ne negociem poziția. Și am fi avut, dacă conducerea ar fi aplicat puțin mai mult către organizațiile locale, am fi putut să mai avem viceprimar și în alte localități. Sunt convinsă de asta. Da, dar câteodată știți cum e. Chiar dacă până la finele anului aveau programat să definitiveze alegerile interne din toate organizațiile, ALDE Constanța și nu numai, va avea parte de un interimat pe termen nelimitat. Ultima noastră întâlnire ne-ați anunțat că demarați seria alegerilor interne în filiale din teritoriu, urmând cea la municipiu demarat, și la județ. Da, bineînțeles. Ce s-a demarat până la ora actuală? Au început procedurile la nivel național, sectoarele 2-3, județul Alba, dar filiala din Alba a reușit să facă în timp record, fiind puțin mai organizat, deci mai vechi. Imediat ajung ce s-a întâmplat. Iar în urma ședinței Biroului Politic Central al ALDE, din data de 7 noiembrie 2017, s-au suspendat toate alegerile pe o perioadă nedeterminată la nivel teritorial. Este foarte simplu. La nivelul județului aveam undeva la 60% din organizație. N-ai cum să faci problema asta în urma rapoartelor, școlii de vară avută la Mamaia, da, la sfârșitul lunii august, începutul septembrie. Adică n-a fost decizia asta, n-a fost doar o decizie personală sau nu știu, o decizie luată pe genunchi. Până când s-a luat decizia de întrerupere, nu s-a făcut. Ba da, a fost imediat, s-au făcut alegeri, v-am spus, sectoarele 2-3 și județul Alba, dar am avut doar câteva, eu știu, organizate filiale, să spunem, au putut să se organizeze alegeri și acolo cu 80%, chiar dacă noi trebuia să avem cam 100%, se recomanda 90-100%. Ei, gândiți-vă că marea majoritate al filialelor stau undeva între 40, să nu zic sub 40, unele dintre ele, dar foarte rar, între 40-60%. Constanța stau undeva la 60%. În acest moment avem aproximativ active vreo 35 de organizații, da, locale din totalul de 70. 71, mă rog, dacă cum vreți dumneavoastră, 70. Bun, și dacă nu reușiți să acoperiți întreg județul, încă... Va dura timp, doriți să avem calitate. Nu veți mai face alegeri? Bineînțeles, dar va dura mai mult. Nu o să facem între, nu o facem în 6, o facem în 8. Deci interimatul ăsta nu se știe până... Interimatul va fi până în momentul când vom putea să avem organizații în aproape 80%, să recomandă. Constanța este o situație aparte.
Nu, în toată țară este. Aveam nevoie de un parlamentar cu vizibilitate. Asta ce s-a întâmplat. Avem o conducere, un lider. Da, avem un lider politic. Care este la București, nu este aici. Este și aici. La Constanța și la București. Domnul Gerea, în cazul de față... Eu recunosc că nu l-am văzut niciodată la Constanța. Probabil n-ați dumneavoastră cunoscut în emisiuni. El, dacă vă uitați la posturile naționale... Păi n-am văzut nici în presa locală. Este prezent. Că a fost, că a făcut, este că prezent. Nici măcar o conducere. El este parlamentar. Chiar este parlamentar, se ocupă de situație. Domnul Gerea este președintele interim al filialei ALDE Constanța, este coordonatorul municipiului București și președinte interimar la organizația Argeș. În cazul de față s-au împărțit, are cumul de funcții pentru că avem nevoie de un deputat, un deputat puternic ca să reușească să ne reprezinte la București, să avem un reprezentant parlamentar și în urma deciziei luate de domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu și a secretarului general Daniel Chițoiu, a fost această decizie și e și normal să se întâmple. Constanța este o organizație puternică, Constanța este un oraș important, așa că trebuie o persoană. Județene ale ALDE sunt toate coordonate de parlamentari? În marea majoritate, da, am observat, mai ales cele care au avut probleme în urma, eu știu, excluderii anumitor parlamentari. Liderii marcanți, de exemplu, domnul Chițoiu are câteva filiale, știu, Brașovul și una dintre ele, nu știu alte, dar știu că mai sunt câteva filiale în țară care la fel sunt sub tutela lui. Are Constanța, Bucureștiu și Argeșul. Și Argeșul. Eu nu știu cum se împarte între ele. Este foarte simplu. Are câte o zi pe săptămână, vine în Constanța, când au fost alegeri sau n-am avut. Când nu e parlament. Iar în parlament, dacă este chestor, de luni, păi vedeți, da, până de luni până miercuri, pentru că este chestorul Camerei Deputaților. Asta și, să spunem, profităm la maxim de el când îl avem aici. Profitând de ocazie, am aflat și care sunt prioritățile ALDE pe viitor. Organizăm în fiecare localitate. Este foarte important să reușim să obținem voturi. Am văzut ce e important de să avem organizație, am văzut ce înseamnă să creștem natural prin înființarea de organizații locale. Important să reușim să creștem organic, să avem reprezentanți, lumea deja se obișnuiască pentru 2020, când avem alegerile locale, că cele mai importante, și parlamentarele, dar totodată să ne pregătim pentru europarlamentare. ALDE Constanța va avea un reprezentant pe lista de europarlamentare, dacă nu chiar doi. Nu vă dacă sunt pe la coada listei, este un început, nu este chiar așa, deci este foarte important să capătă experiență, notorietate și va fi pe un criteriu de meritocrație cu siguranță. Chiar am discutat la București aceste lucruri și vor fi chiar tineri. Pentru organizații de tineret, Constanța chiar... Cred că unul dintre persoane va fi chiar dumneavoastră. Vedem ce decizie vă va la partidul, nu pot să spun așa ce voi, sunt doar un secretar. Dar nu-mi spuneți că nu v-ați dori. Dacă partidul își dorește, ținând cont de pregătire, și voi depune candidatura locală pentru a reuși să fiu pe listă, este normal, voi face orice să-mi susțin partidul, cel puțin pe plan teritorial, adică e normal să fac chestia asta. Dar avem persoane mult mai marcante în fruntea listei, așa că va fi ok. De la București. Da, domnul Erica Nicolae, care clar va fi cap de listă. Chiar domnul Chițoiu, poate domnul... chiar domnul Tăriceanu va deschide lista pentru o imagine, bineînțeles. După ce au dovedit care le-au fost prioritățile legislative în acest an, am încercat să descoperim cu ce se vor ocupa anul viitor parlamentarii ALDE. Prioritățile parlamentarilor ALDE, exact cum am început discuția și cum ați întrebat, investiții, atragere de investiții. Asta nu-i treaba parlamentarilor, ei fac legi și modifică legi. Exact, crearea cadrului legislativ și mai mult decât atât, Parlamentul, pentru că sunt reprezentanții partidelor, da, și mai mult decât atât partidelor de guvernare, creează politici publice pentru a facilita investiții în România. Și ăsta este subiectul nostru. Liniștirea tensiunilor, da, la mână finalizarea sau încheierea cu celebrele probleme cu legile justiției odată, ele mai se vor mai duce, stați puțin, că se va o va respinge, se va veni și a doua oară, se va promulga în a doua, se va face eventual domnul președinte o va contesta la Curtea Constituțională, dar într-un final va trebui să o accepte așa cum e, să o semneze, pentru că în a doua oară se va întâmpla acest lucru cu siguranță. Eu vreau să se finalizeze cu tensiunile, vreau să se finalizeze cu aceste, să spunem, ieșiri în stradă din punctele nejustificate, iar opoziția să joace rolul de opoziție, da? Nu în stradă, opoziția se face în Parlament, se face la sub alte forme. Păi Parlamentul nu decide așa cum vor românii. Păi ce să facă românii? Să vină în Parlament să înlocuiască pe actualii parlamentari? Strada e stradă, opoziția e opoziție, să limităm aceste lucruri. Deci nu amestecați una cu alta. Înseamnă că opoziția vrea să fure stradă, ce e o mare problemă. Opoziția în Parlament e privită ca pe o plantă de decor, că nu se ia în considerare nimic.
din păi ce spune, pentru asta, că noi suntem majoritari, nu, noi avem are guvernarea, noi decidem. Are Constituție, are legi de organizare și funcționare, dar Paranjului poate să vină să atace puterea. Păi, care-i problema? Mai de emisiune v-am adus, v-am exemplificat că acest cod fiscal a fost, deși legea spune că trebuie modificat cu 6 luni înainte, el e pontificat așa după cum bate vântul. Aici, problema de volabilitate al codului fiscal și predictibilitatea e o mare problemă a mediului de afaceri. Aici este o mare întrebare. Nu trebuie să mai schimbe codul fiscal măcar până la sfârșitul acestui mandat, să spunem, sau prin acestui guvernare. Ar fi oportun pentru noi, pentru că și eu, ca tânăr antreprenor, m-am săturat de volabilitate, să spunem, legislativă, în avit pe fiscalitate. Da, și îmi spun punctul de vedere, vă garantez. Și numai că eu am norocul să mai fiu și auzit de către mai mari. Mă fac auzit, exact cum a spus și dumneavoastră. În continuare, și în punct de vedere, exact cum am discutat, decizia este tot timpul la Roma, adică la București pentru noi. Ultimul invitat al săptămânii a fost primarul orașului Ovidiu, care a vorbit despre prezentul și viitorul acestei unități administrativ-teritoriale. S-au depus multe și vorbeam inclusiv în primăvară, mai pe la începutul anului, când am avut o emisiune împreună. Am depus, spre exemplu, 11 proiecte la Ministerul Dezvoltării. E adevărat că acolo a fost o perioadă în care toți primarii ne-am luptat să depunem cât mai multe proiecte și așteptam cu toții cu interes ca în primăvară spre vară să semnăm. Din păcate, majoritatea contractelor au fost semnate spre toamnă, încă n-au semnat toți primarii și noi suntem în aceeași situație. Din 11 proiecte depuse la minister au fost aprobate 2. Și urmează, așteptăm din zi în zi, poate sfârșit de decembrie, poate ianuarie, să semnăm efectiv și contractul. Vă referiți la Programul Național de Dezvoltare Locală? La bugetul local întotdeauna am spus-o, nu mai e sub nicio formă ceea ce a fost cândva, nici bugetul localității Ovidiu. Nu o spun să mă plâng, dar în condițiile în care vorbim de investiții în jur de 20 de miliarde de lei vechi pe an, e o sumă foarte mică, jumătate de milion de euro pe an să le simți ca și investiții pentru un oraș cum este Ovidiu și cu 2 sate în componență, înseamnă aproape nimic. În cadrul emisiunii, o veste bună a fost dată copiilor din satul Poiana. Școală și credință nouă. Școală și credință nouă. Da, o vom face. Acest proiect a fost aprobat pentru Programul Național de Dezvoltare PNDL 2. Deja avem desemnat câștigi. Atunci vi s-a promis sprijin chiar din partea președintului Consiliului Județean Constanța. Discuția inițială și chiar a participat la deschiderea de an școlar. Așa a promis în fața părinților și elevilor. Așa am pornit acel proiect. Între timp l-am depus la Ministerul Dezvoltării. A intrat pe finanțare pentru PNL 2. Cel mai probabil din primăvară încep lucrările. Noi deja am luat unele măsuri necesare pentru că în principiu nu ne-am fi dorit să continuăm acolo activitatea școlară pentru copii din toamnă, pentru că, din păcate, toaletele erau afară, așa cum se mai întâmplă în România încă. Și am preferat, pentru că în satul Poiana avem un centru cultural nou, făcut acum 2-3 ani de zile, tot cu bani de la Ministerul Dezvoltării, de data aceasta PCNI, Compania Națională de Investiții. Am preferat să mutăm deja toți copiii din septembrie, de când a început școala, i-am mutat pe toți din școala și credința veche în centru cultural nou. Au toate condițiile acolo, pot sta fără nicio problemă un an, poate chiar doi, dacă va fi nevoie. Noi sperăm ca la anul, pe vremea aceasta, să fie în școala nouă. Autorizația de construire deja a fost emisă, a fost desemnat câștigătorul pentru această lucrare, ceea ce înseamnă că, în mod normal, nemai având surprize de genul acesta, contestații, licitații pe toate procedurile și așa mai departe, în mod normal, în primăvară încep lucrările. Pentru că banii alocați de la guvern sunt tot mai puțini, salvarea unei localități care vrea să se dezvolte vine de la fondurile europene. Situație confirmată și la Ovidiu. Am depus câteva proiecte pe fonduri și ce europene. Ele, sunt cele despre care discutam în trecut și anunțam chiar și în campania electorală din 2016. S-au făcut pași concreți de data aceasta. Spre exemplu, proiectul de pe malul lacului, continuarea parcului, a falezei, între parc și debarcadări. Este un proiect pentru care avem finanțare, este un proiect ce va începe în primăvara anului viitor. Este foarte posibil ca până la sfârșitul anului să semnăm efectiv și contractul de finanțare. Am trecut prin toate procedurile și nu așteptăm decât să semnăm contractul de finanțare. Cel mai probabil, așa cum vă spuneam, în primăvară începem lucrarea. Era nevoie de o continuare a falezei și noi sperăm ca în următorii 2-3 ani de zile
aproape tot ce înseamnă faleză, mal, lac, tot ceea ce aparține teritorial de orașul Ovidiu să fie realizat. Acest nou proiect, pentru care vă spuneam că avem finanțare, vom uni cele două zone, Parcul de Barcader. Am mai depus un proiect pe finanțare europeană tot legat de lac, să spunem, pentru că este în apropierea lacului, vorbim de castrul roman, situl arheologic de pe malul lacului, din zona rezidențială Ovidiu Sud, să-i spunem că așa este cunoscută, pentru care sperăm să obținem finanțare. Întâmplarea face chiar mâine, avem o vizită în teren a Comisiei de la București pentru a vedea locația, ceea ce înseamnă că deja am trecut de anumite proceduri. Și o speranță de a începe cât mai repede și acest proiect pe finanțare europeană. Un alt proiect european, că m-ați întrebat de proiecte europene, un proiect nu foarte vizibil până la urmă, că nu e vorba de o construcție în sine, dar e nevoie și de astfel de proiecte, e proiectul destinat elevilor, proiectul Learn, în care suntem parteneri cu... e un proiect finanțabil deja. Da. 50 de elevi de la liceu din Ovidus. Suntem parteneri cu primăria Cogălnicianu și cu primăria Lumina. Pe scurt, despre ce este vorba. Prin acest proiect ne dorim să realizăm o mediere între elev, profesor și părinte, să ne așezăm toți la aceeași masă și să gândim din timp, ba chiar din clasa a noua, cam care va fi viitorul lui. Întrucât, recent, orașul Ovidiu s-a înfrățit cu orașul italian Sulmona, anul viitor vor derula împreună un proiect cultural interesant. Am propus deja și Universității Ovidiu și primăriei din Sulmona și am agreat toate părțile, ca la Ovidiu, în vara viitoare, să avem o ediție a unei tabere internaționale de creație ovidiană. Practic ne dorim să invităm universitățile din Europa, prin intermediul Universității Ovidiu și a primăriei, să invităm studenții de la universitățile din Europa, așa cum vă spuneam, 2-3 zile la Ovidiu, într-o tabără de creație pe o temă dată ovidiană, tocmai pentru a și rămâne ceva după această tabără. Și sigur că parte din operele lor vor rămâne și în patrimoniul localității. Inevitabil și la Ovidiu, luna cadourilor va fi plină de surprize asigurate în totalitate și în premieră de sponsori. Care este primul an când în orașul Ovidiu tot ceea ce înseamnă pachete pentru copii, deci tot ce sunt moșu, realizate 100% din sponsorizări. Asta ceea ce înseamnă și la că este județ. Un sprijin foarte mare până la urmă și pentru primăria Ovidiu și pentru bugetul local. Niciun leu nu a plecat anul acesta din bugetul local pentru cadourile pentru elevi. Și vorbim de aproximativ 2000 de copii. A ajuns moșul sau va ajunge moșul, că la unii deja a ajuns astăzi, a fost prima zi, spre exemplu, pentru copiii de la Liceul Tehnologic Ion Podaru, dar și în zilele următoare va ajunge moșul, spre exemplu, săptămâna viitoare, luni, în satul Poiana și în satul Culmea, la toți copiii de la grădiniță până la clasa 8 avem acolo. Pentru liceu vă spuneam deja a ajuns. Moșul vine și la licei, la Ovidiu. Da, până la clasa 12. Drăguț. Pentru copiii de la școala gimnazială numărul 2 din Ovidiu va ajunge săptămâna viitoare, miercuri cel mai probabil, iar pentru copiii de la grădiniță începem din duminica aceasta cu primele sărbări de la Centrul Cultural și probabil pe miercurea viitoare vom finaliza. Pentru pensionare, așa cum deja i-am obișnuit de anul trecut, am spus că nu mai este momentul și chiar nu mai este momentul, suntem în alți ani, ceea ce se întâmpla acum 5-7-10 ani de zile chiar nu mai contează, dar trebuie să facem pași concreți spre normalitate, nu mai mergem cu acele pachete așa cum se făcea în trecut. Așa cum am făcut-o și eu la un moment dat, nu e asta o problemă și nu mă dezic, dar astăzi mergem cu tichete la fel cum am făcut-o și în anii trecuți, nu mai facem decât de Paște și de Crăciun, da? Înainte de marile sărbători de Paște și de Crăciun. Deja tichetele au fost date zilele acestea, au fost distribuite, vorbind de aproximativ 1400 de pensionari. Moș Crăciunul, ca să finalizăm discuția pe acest subiect, anul acesta a ajuns sau ajunge, dacă n-a ajuns încă, și la 403 de cazuri de persoane cu dizabilități din orașul Ovidiu. Din păcate, foarte mulți
Apoi avem aproximativ 140 de cazuri identificate de persoane fără venituri, pentru că vă spunem ajungem la pensionare cu pensie până în 10 milioane. Am identificat 140 de persoane fără niciun venit, dar aici nu mă refer la persoanele tinere care pot munci, că nu ne aducem acolo sub nicio formă, dar mă refer la persoanele peste 60 de ani, dar care n-au niciun venit, și acestea am identificat noi 140 și vom ajunge și la aceste cazuri. Apoi, da, pentru a chiar a încheia această discuție, aș vrea să amintesc și în o întâmplare că am ajuns în cursul lunii decembrie până la urmă deja, bursele pentru elevi, bursele de merit, au fost date înainte de Moș Nicolae la ambele școli din orașul Ovidiu. Deja e al treilea an în care se întâmplă acest lucru. Până la urmă, e meritul elevilor că se întâmplă așa, dar este și un efort bugetar al nostru, al primăriei. Pentru elevii care au media de la 9 în sus, acordăm burse între 9 și 9,49, primesc 200 de lei, între 9,50 și 9,99 primesc 300 de lei, iar elevii performanți, până la urmă, cei care au 10 curat, și sunt câțiva care au 10 curat, primesc 500 de lei. S-a întâmplat chiar înainte de Moș Nicolae pentru a simți foarte mai bine frumos, într-adevăr, sărbătoarea. Copil. Iar săptămâna viitoare, cel mai probabil marți-miercuri, vor primi burse elevii și profesorii cu rezultate deosebite la concursuri naționale, concursuri județene, olimpiade și alte tipuri de concursuri. Se va întâmpla marți-miercuri, tocmai pentru a fi înainte de vacanță și, până la urmă, și un cadou bine meritat pe final de an. Da, dar nu numai elevii, și profesorii, pentru că până la urmă este și meritul lor. Parte din profesori, acei profesori a căror elevi au rezultate. Chiar dacă nu s-a luat încă o decizie finală, edilul șef a putut informa cetățenii despre taxele și impozitele ce vor fi percepute anul viitor. Decizia finală săptămâna viitoare, marți, în ședința de Consiliu Local, ședința ordinară de pe luna decembrie. Trebuie să stabilim în această ședință de săptămâna viitoare și tot ceea ce înseamnă impozite și taxe locale pentru anul 2018. Da, un proiect l-ați făcut deja. Sigur că este deja pregătit. Vom dezbate pe acest subiect, vom analiza împreună și cu consilierii locali. Cel mai probabil că vor crește impozitele. Până la urmă, cred că e o chestiune care se va întâmpla cam peste tot. Important e să fie în limite rezonabile, pentru că vedeți foarte bine ce s-a întâmplat în acest an. Să știți că sunt primar din 2012 și niciodată n-au crescut impozitele. E o problemă, nu putem să rămânem 10-20 de ani angrenați în aceleași impozite și taxe, în condițiile în care vedeți ce se întâmplă peste tot de jur împrejur. Trebuie să ținem cont măcar de rata inflației și tot trebuie să facem ceva. Sub nicio formă nu va fi o explozie a impozitelor și taxelor. Totodată am aflat ce cuprinde agenda de lucru a administrației publice locale din Ovidiu în anul 2018. Începem lucrările pentru parcul de pe malul lacului. Sperăm să începem lucrările pentru castrul roman, că vă spuneam că am depus proiectul și așteptăm doar să semnăm. Începem lucrările pentru școala și grădinița din Poiana. Trebuie să vă spun, apropo de Poiana, că am finalizat lucrările la tot ce înseamnă rețea de gaze naturale. E o investiție care s-a derulat pe 3 ani de zile, 16 km. N-a fost deloc ușor pentru primăria Ovidiu, 100% pe bugetul local. Am finalizat lucrarea din punctul nostru de vedere, ceea ce înseamnă că din primăvară trebuie să înceapă branșările. Sperăm să începem lucrările pe asfaltare, pe un proiect cu Ministerul Dezvoltării pe asfaltare pentru satul Poiana. Aproximativ 75% din tot ceea ce înseamnă străzi din satul Poiana ar trebui să fie asfaltate pe acest proiect. Dar e vorba de cartierul Tineretului, finanțarea asigurată pentru iluminat public. Da, pentru cartierul Tineretului acolo a fost o situație și un grad de așteptare până la urmă. Da, dar primăria am văzut că s-a achitat. Și o promisiune de pe care am făcut-o tinerilor chiar și în 2016, înainte de alegeri. Le-am spus că voi face toate demersurile necesare pentru ca, până la urmă, cât mai repede cartierul să fie branșat. Nu era o chestiune care ținea neapărat de primăria Ovidiu, că nu putea face primăria Ovidiu fără Enel, până la urmă. Iată că noi ne-am ținut de promisiune și deja oamenii din cartier o știu și o spun încă o dată acum. Da, primăria Ovidiu a făcut toate demersurile necesare, da, primăria Ovidiu a semnat deja contractul cu cei de la Enel.
Și nu numai că am semnat contractul, noi deja am achitat în avans tot ceea ce trebuia. E o investiție de aproximativ 10 miliarde, partea ce ne revenea, vorbesc de lei vechi, partea ce revenea primăriei Ovidiu era de aproape 5 miliarde, am plătit-o pe toată, ceea ce înseamnă că din primăvară Enel-ul ar trebui să înceapă lucrările și le vor începe cu siguranță. Din ce știm noi, în martie, în prima fereastră, vor începe lucrările, așa este contractul. Tot pe finanțare europeană, este iar un proiect pe finanțare europeană, vorbind de parcul din Ovidiu Sud, Sat Vacanță, pentru că este la granița celor două cartiere, un proiect ce va fi vizibil și de la drumul național din Ovidiu Constanța, pentru că limita granițele acestui proiect sunt odată drumul național de-a lungul canalului pluvial între Ovidiu Sud, Sat Vacanță, până pe malul lacului, între DN canal, pluvial, lac și case. Un proiect pe finanțare europeană pe care cel mai probabil îl vom începe tot din primăvară. Pe final, edilul a confirmat că orașul Ovidiu devine tot mai atractiv pentru investitori. Am semnat deja autorizația de construire a unui nou spital în orașul Ovidiu. Știți foarte bine că a fost o investiție privată, OCH-ul. Da. Vreau să vă spun că lângă OCH, în spate, se mai face o investiție privată. Sunt zone care se dezvoltă în orașul Ovidiu. Se vor construi în perioada următoare, în următorii 5-10 ani de zile, se va construi foarte mult în orașul Ovidiu și foarte mult în privat, bineînțeles, că așa trebuie să se întâmple până la urmă într-o economie de piață. Sunt cel puțin 2-3 cartiere noi pentru care au fost aprobate puzurile și lotizările respective au fost realizate. Sunt privați, dar asta înseamnă că în perioada următoare, în 5-10 ani de zile, se vor face câteva mii de apartamente în orașul Ovidiu. Și spun încă o dată, nu sute mii. Aici mă refer odată la zona Popasului Cișmea, tot ceea ce este între Popas și orașul Ovidiu. Acolo va fi un cartier rezidențial de blocuri. Apoi o zonă care se va dezvolta este zona din apropierea cartierului Tineretului, unde înțeleg că niște investitori vor să dezvolte tot un cartier de blocuri. În perioada următoare, probabil într-o lună, două, vor veni la aprobare PUZ. O altă zonă care se va dezvolta pe viitor, e o chestiune care nu de ține neapărat de primar și de primărie, sigur că îi ajutăm cu tot ceea ce depinde de noi, dar sunt privați care vin și întreabă pe subiectul acesta și se va dezvolta zona de la ieșire din Ovidiu, sensul giratorului din cartierul rezidențial pe partea cealaltă, până spre OCH se va dezvolta și acea zonă. Se dezvoltă zona industrială sau să-i spunem semi-industrială dinspre canal, drumul județean ce face legătura de la autostradă prin spatele hotelului Herberts spre satul Galeșu, spre Poarta Albă. Acea zonă se dezvoltă cu hale de producție și se construiește destul de mult. S-a construit destul de mult în ultimul an acolo. Iar o zonă la fel industrială este cea din spatele celor de la Chelsea, ca așa îi cunosc oamenii, Peco Chelsea, dinspre Lumina, tot ce înseamnă drumul spre Mihail Cogălnicianu pe partea dreaptă în spate la Chelsea, va fi o zonă destinată halelor industriale, să le spunem, 100% deci privată, pentru că deci încă o dată nu ține de primăria Ovidiu, dar lotizarea aceea cu destinația aceasta a fost. Astfel, a mai trecut o săptămână, iar prin intermediul emisiunii Radiografia Zilei am adus în atenția telespectatorilor Litoral TV subiecte importante și de actualitate care au fost dezbătute cu obiectivitate. Misiunea de a vă informa corect fiind îndeplinită, vă urez tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.